Transportul public și serviciile publice ar urma să fie afectate de cea de-a patra grevă generală organizată în ultimii doi ani de principalele sindicate care vor să protesteze față de politica de austeritate a guvernului. Ne așteptăm la o participare mare a muncitorilor, a declarat Arminio Carlos, secretarul general al Confederației Generale a Muncitorilor Portughezi, principalul sindicat din Portugalia care numără aproximativ 500.000 de membri. Cel de-al doilea sindicat din Portugalia, Uniunea Generală a Muncitorilor, s-a alăturat și el mișcării de protest, la fel cum a făcut și la greva generală din luna noiembrie 2011. Greva de joi va fi un strigăt de revoltă pentru a marca o toleranță zero față de politicile de austeritate ale guvernului, a declarat Arminio Carlos. Oamenii nu trebuie să se teamă să lupte pentru a-și apăra drepturile, să lupte pentru a apăra locurile lor de muncă, pentru salariile lor, pentru condițiile mai bune, pentru copiilor. Suntem într-un moment în care fie vom veni împreună pentru a apăra drepturile noastre, drepturile generațiilor viitoare, ale copiilor noștri, fie vom fi complicii celor care vor oferi un viitor mai rău copiilor noștri. Nu cred că există cineva în această țară, în orice țară, care dorește un viitor mai rău pentru copiilor. Încetarea lucrului va afecta în special transporturile. Trenurile, garniturile de metrou și chiar transportul fluvial vor fi oprite, ceea ce ar urma să provoace ambuteiaje serioase în capitala Lisabona. Și serviciile publice urmează să fie afectate. Școli, spitale, tribunale, administrații, servicii de poștă, biblioteci, muzee sau servicii de salubrizare își vor reduce nivelul de activitate.